Salut și bine v-am găsit pe canalul FVVlog. În acest episod vă voi arăta cum putem face upgrade memoriei RAM unui laptop. Această memorie a rămas în urma unui upgrade cu mult timp în urmă, așa că am pus-o în fața camerei doar ca să fie ceva în fața voastră. Pentru a putea afla acele caracteristici trebuie să avem un program instalat. Se numește CPU-Z. O să pun link și în descrierea acestui episod, acestui clip. Programul este cel de față. Cum am deschis programul, ne ducem în SPD și în funcție de unde avem instalată memoria respectivă RAM, trebuie să avem o memorie RAM sau două. Unele laptopuri au un singur slot, una dintre ele fiind deja lipită. În cazul meu avem două sloturi. Unul este ocupat, slot 2, dar în fine, nu înțeleg de ce. Și primul slot, cel de jos, am crezut că e numărul 1. Văd că e chiar exact invers, în fine. Ce trebuie să știm? Cel mai important lucru este tipul memoriei. DDR3, DDR2, DDR3, DDR4 și așa mai departe. Frecvența. Întotdeauna ce scrie aici, înmulțim cu 2. Este destul de dificil să vă explic, nu are sens. Pe voi vă interesează ce caracteristici trebuie să cunoașteți când achiziționați o memorie RAM. Deci în cazul nostru avem o memorie cu frecvența de 1600 MHz. Apoi, al treilea lucru este tensiunea. În cazul nostru de 1,5 V. Există memorii DDR3 și la 1,35. Cunoscând aceste detalii, putem foarte ușor cumpăra o memorie RAM. Mai ar fi încă un lucru, latența, dar este mai puțin important. Numai în cazul în care editați sau în jocuri mai puțin, dar în cazul editării, dacă am înțeles bine, că e importantă latența. Noi am cumpărat deja memorie, 8 GB DDR3, exact la tensiunea de 1,5 V și la frecvența de 1600 MHz. Pentru a putea adăuga memoria aceasta, este nevoie să scoatem bateria, dacă e detașabilă, dacă nu, probabil este în interior, o baterie litiu polimer. Desfacem șuruburile. Îmi place la acest laptop, dacă v-am spus, m-am mai spus în trecut, că se desface foarte ușor. Avem doar două șuruburi. O să punem memoria RAM aici. Și gata. Și locașul unde se pune memoria RAM este mai sus, un moment. Din câte se vede, avem un slot liber, ca de altfel și în softul respectiv CPU-Z ne-a arătat că avem un slot liber. Fizic acesta este, inclusiv și pe acest slot scrie tensiunea respectivă de 1,5 V. Foarte fain. Cu memoria RAM venim cu ea până când acel notch se încadrează cu cel din slotul respectiv. Da. Vedeți? Practic acel plastic ne ghidează cum să adăugăm memoria RAM. De asta și a fost făcută cu scopul de a nu pune memoria RAM invers. Apoi împingem ușor până că nu se mai văd acei pini. Da? Încă o dată ca să vedeți. Da? Ok. După ce am făcut acest lucru, ținem apăsat pe memorie spre slot, dar nu tare, așa încet. Și apoi apăsăm în jos până se aude un clic. Vedeți că se îndepărtează acele chestii metalice din lateral. Și gata, se aude clic, s-a rezolvat. Cum o scoatem? Păi apăsăm în lateral pe acele chestii metalice. Da? Gata. Și așa se scoate memoria RAM. Stai să o scot și pe cea de jos. La fel. Așa. Și foarte ușor se scoate. Trebuie să fie în drept cu acel notch. Apăsăm în acel slot și apoi încă o dată apăsăm în jos. Da, în cazul nostru intră un pic mai greu aici. Da, a intrat. Da, un pic mai greu, dar intră. Vedeți, dacă nu intră din prima, nu forțați. Uitați-vă să fie în regulă. Venim cu următoarea memorie RAM. Apăsăm în slot și apoi încă o dată apăsăm în jos. Iar acum să deschidem din nou CPU-Z. La memorie se vede clar că
Avem 16 GB în loc de 8 cât aveam înainte. Lucrează în dual. La SPD, de câte se vede, slotul 1 înainte era gol, acum este plin. Slotul 2, memoria pe care o am avut-o. Și la fel se vede că DDR3 și 1,5V tensiunea respectivă. Iar acum la final să recapitulăm. În primul rând, când faceți upgrade memoriei RAM, contează tipul memoriei, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 și așa mai departe. Al doilea lucru care contează este tensiunea, asta în funcție de memoria, de tipul memoriei, însemnând că 1,8, 1,5, 1,35, 1,2 și așa mai departe. Apoi frecvența, în funcție de memoria RAM, 400 MHz, 800 MHz, 1600 și așa mai departe. Ar mai fi și latența, dar nu așa de importantă. Și încă o informație bonus pentru cei care nu se pricep în domeniul informaticii, partea hardware. Cel mai important lucru, și memoria RAM este importantă, dar dacă aveți, să spunem, 4 GB în prezent, la momentul când filmez acest clip, 2023, 4 GB pentru Office și un pic de multimedia este suficient. Relativ suficient. Ideal ar fi undeva la 8 GB. Dacă și vă jucați așa mai departe, minim 16. Eu am pus pe acel laptop 16, mai mult pentru moft, dar 8 GB era suficient. Revenind, cel mai important lucru este stocarea, tipul stocării. Dacă aveți laptop cu hard disk mecanic, cum este acesta, e un exemplu doar, vă recomand upgrade-ul către SSD. Asta pentru că timpul de acces e mult mai rapid pe SSD și viteza este mult mai mare. În cazul hard disk-ului este până în, să spunem, 100 și ceva de megabytes, iar în cazul SSD-urilor pe SATA de 500, cu aproximație 500 de megabytes. Dar nu asta e cel mai important. În primul rând e accesul informațiilor. Viteza de acces a informațiilor este mult mai mare în comparație cu hard disk. Un hard disk durează până la un minut până pornești sistemul de operare și SSD-ul în câteva secunde, 10-15 secunde, ai și pornit. Dacă nu contează timpul și ai răbdare, e ok. Dar fiecare face cum dorește. Cam aici să termin acest clip privind cum facem upgrade memoriei RAM unui laptop. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!